genul programului Pamflet. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Cătălina Biholar, alături de mine, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! A fost un weekend destul de aglomerat, cu foarte multe evenimente, de la cele din cauza vremii până la cele pe care le-au organizat diverse instituții. Iată că niște fundații din județul Suceava s-au alăturat unor altora din țară. 28 de localități au mărșăluit pentru viață și împotriva avorturilor. Da. Credeam că pentru regionalizare și pentru locuri de muncă. Nu? Pentru asta. Nu, pentru viață și pentru... Asta cu avortul, și da. Cealaltă întâlnire a sucevenilor a fost din solidaritate cu eleva din Covasna. Adică tot, nu pentru da, locuri de muncă de și... persoane. Asta cu avortul să fie interzis, da, e o opinie a unor organizații. Însă asta ar însemna să ne întoarcem la regimul dictatorial în care era interzis să faci avort. Și oricum se întâmplau. Și se întâmplau și au murit femei, au fost nenorocite femei, au făcut doctor pușcărie pentru că n-aveau voie să facă avort, au făcut niște femei care se pricepeau să facă avort, au făcut pușcărie și așa mai departe. Eu cred că aici este opțiunea a fiecăruia. Cred că fiecare persoană trebuie să decidă ce face cu trupul ei și cu sufletul ei și așa mai departe. Nu trebuie să vină niște organizații să spună să nu face avort. Bine, plus că sunt cazuri medicale avortul, foarte grave. Să interzică avortul și dreptul la viață. Însă, hai să o luăm așa. Ce viață are un copil care se naște într-o familie în care mai sunt 8 copii, în care tata e nebun și mama n-are servici și trăiesc toți din alocațiile lor. Și vezi plin la știri cum copii lăsați pe plită, morți acolo, opăriți cu oala, înghețați prin grajd, vezi tot felul din de nenorociri. Din neglijență sau din neglijență și din prostie, că sunt și mulți proști care fac copii, foarte mulți proști și ei nu înțeleg care-i treaba pe lumea asta și își neglijează copiii, îi omoară uneori ei, cad în somn peste ei și omoară. Și ce fel de drept la viață în astfel de cazuri? Și sunt foarte numeroase cazurile în care unele femei, fără instrucție, fac copii în prostie, nici nu se gândesc dacă au cu ce să-i crească, dacă n-au. Mulți dintre ei ajung pe străzi, mulți dintre ei ajung infractori și așa mai departe. Sunt cazuri medicale, cum ai spus tu, și în care este firească o intervenție medicală de tipul ăsta, un avort. Și nu cred că trebuie să iasă cineva în stradă să spună, măi Magdaleno sau măi Viorico, nu fă avort că spunem noi. Lasă femeia în pace, nu mai trebuie să se bage în seamă unii care umblă cu pancarte prin oraș să dea indicații pe ceva. Să-și vadă fiecare de ale lui. Este și dreptul lor să militeze pentru ceea ce doresc. Dar să-și vadă fiecare de ale lui. Și dacă o femeie știe că n-are cu ce să-și crească un copil și a rămas însărcinată să facă avort, care merge la consult și spune că e o problemă cu fătul să-și facă avort și așa mai departe. Da, nu moralitatea fiecare... acestei decizii să fie a fiecăruia. Absolut, fiecare să... și să-și ducă crucea fiecare. Nu trebuie să vină niște cetățeni și de la sfinții, nu știu care, să umble pe străzi să spună mie ce să fac. Un alt subiect, de data aceasta mult mai vesel, nu și după grimasele celor care l-au prezentat, e victoria Universității Suceava în meciul cu Ankara Spor. Iată că ne-am calificat în semifinale. În semifinale Challenge Cup este o performanță pentru clubul din Suceava. Putem spune chiar performanță nesperată. Care, da, Suceava nu mai este echipa care era în urmă cu câțiva, nu mai are aceeași valoare. Dar este o performanță care trebuie apreciată și un merit pentru asta îi spun care e și Răzvan Bernicu, tânărul antrenor al echipei. Cel foarte Universitatea supărat, Suceava. Cel foarte trist din imagini. Dar nu știu, dar ei sunt foarte triști la handbal. Eu n-am văzut vreun handbalist pe antrenor sau pe domnul Ghervan. Ei sunt foarte triști. Ei poate că sunt serioși, dar ei sunt triști. Nu i-am văzut bucurându-se vreodată. Poate că e în fișa postului la ei să nu se bucure. Mai era un trist la handbal, era domnul Bibiric, antrenorul. Era trist totdeauna. Păi dacă la victorie este așa supărat, oare ce ar fi fost la înfrângere? Cum ar fi făcut?
Se vede că mutarea cu aducerea lui Răzvan Bernicu a fost inspirată, că domnul Bibiric a ajuns la un capăt de drum și trebuia să plece de la echipă. Acum înțeleg că o să joace cu o formație din Luxemburg. Ar trebui să fie o misiune ușoară și după aia ar trebui să ajungă în finale să joace cu câștigătoarea unui meci în care se întâlnesc o echipă din Belarus și o echipă din Norvegia. În finală nu cred că mai există nicio șansă, dar de echipa din Luxemburg ar fi firesc. Dar unde se joace finala echipa noastră din Suceava? În ce sală se joace finala? Păi într-o sală făcută de doamna Udrea. Așa, dacă nu pe Tapșan, la șchia la domnul primar Andriciu, care a făcut aia în vârful dealului. Este un linoleum ceva pe iarbă este, acolo? Dar nu pe linoleu, Cătălina, pe iarbă, dar este lux să joceam pe iarbă. Eu când eram mic, acum unde este balonul de la universitate, acolo era tot terenul de sport al universității, stăteam acolo și era un teren sau parcă două, erau de zgură pentru tenis de câmp. Și un teren cimentat în care echipa de handbal a Sucevei, care la momentul respectiv era în divizia B, dar atunci România era o forță în handbalul masculin mondial și echipa noastră în divizia B era foarte puternic campionatul, în divizia A și ai noștri n-aveau loc, dar și în divizia B era puternic campionatul. Cred că echipa de atunci, dacă ar juca cu echipa de azi, ar bate, zic și eu, așa, că erau valoroși. Juca pe ciment, acolo. Și cam afară. Erau căzăturile pe ciment. Foarte dure. Cum să fie căzăturile pe ciment? Stai seama, și când faci plonjon și aia, era neplăcut. Dar și se aduna multă lume la meciurile de handbal. Cred că era mai multă lume atunci decât este acum în sala de sport. Cât trebuie să mai confirme sportul sucevean ca să aibă și condiții? Încă 150 de ani. Nu, dar cam așa, dar cât... Asta, sala asta de sport al liceu cu program sportiv, nici nu te îmbie să mergi acolo să vezi. Dacă avea o sală frumoasă, așa te-ar chema acolo. Cred că ar veni lumea. Era în Germania, după la televizor undeva un meci de handbal cu o sală cu câteva mii de locuri. Este în sală cu 15.000, cu 10.000, cu 20.000. Și când ai o astfel de sală, ți-e mai mare dragul. Cred că ar fi mulți sugeveni care se meargă. Și cu copii, și cu soția, așa unde este înghesul acolo. Mai prinzi oare loc, mai găsești? Da, nu, dar nici nu-ți vine să mergi cu tribunele alea de jucărie. Parcă-s tribunele de jucărie. Cred că atâtea locuri sunt și în tribunele la domnul primar la Șchia, pe deal acolo. Cam tot atâtea cu tribunele. Sunt tot felul de planuri, că se facă sală de sport, dar planuri au fost dintotdeauna, însă nimic să se finalizeze. Aștept să se facă și un stadion de fotbal. Și să avem și echipă în divizia A și să fie cu nocturnă și cu parcări, cum vedem noi în filme și la televizor că se mai întâmplă. Și au început să se întâmple lucruri din astea la Ploiești, la Cluj, la București și peste 100 de ani poate a venit și rândul Sucevei. Și tu ești foarte vesel de victoria universității. Dar nu pot, dacă ești serios, dacă ești serios, nu poți să fii. Așa trebuie să fii, serios la victorie. Mulțumesc pentru prezența la comentariul zilei. Încheiem aici, doamnelor și domnilor. Sunt Cătălina Biholar. Toate cele bune!